Transportul în comun s-a efectuat cu dificultate joi dimineață, după ce o parte a angajaților au intrat în grevă. Nemulțumirile sunt cele vechi, referitoare la salarii, dar și la starea deplorabilă a mijloacelor de pe traseu. În primul rând ar fi salarizarea. E o diferență infimă, dar de ce să o pierdem la salarizare? Eu am propus managerului, domnule, fă un calcul. Noi cerem 50 de bani, deci ca și salarizare. 50 de bani pe oră de fiecare salariat. Și asta până în septembrie, anul acesta, când declanșăm o nouă negociere că se expire contractul de muncă. Dă-ne acești bani, pentru că noi am fost cu trecerea salariilor dintr-o parte într-alta, cum bine se știe, am fost văduviți de această sumă. Dă-ne 50 de bani pe oră de salariat și e ok. Angajații se plâng fără încetare că nu au condiții optime de lucru și speră să se facă înțeleși. Am procedat, așa cum spune legea, legea 62 pe 2011 al dialogului social, am anunțat întreprinderea cu două zile înainte printr-o adresă prin care i-am informat că în data de 17.05.2018, între orele 7 și 9, va fi o grevă de avertisment, pentru că nu am fost băgați în seamă cu doleanțele noastre, nu i s-au dat răspunsuri clare, evazive, aiureli, așa, cu asigurarea transportului local a o treime din diagrama de circulație, adică călătorul nu rămâne netransportat, numai că vor fi frecvență redusă între orele 7-9. Am informat și ITM-ul cu 3 zile înainte. În caz contrar, șoferii de la Transloc amenință că vor demara o grevă generală.